Bun. În primul rând, demisia domnului Mateișescu nu este o surpriză. Din punctul meu de vedere, este doar un gest teatral. Dânsul nu mai are treabă cu partidul de mai mult de 2 ani de zile, 2 ani, 2 ani și jumătate. De când nu a mai fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Și dacă vă aduceți aminte, au fost mai multe acuze și în acea perioadă, cam în presă, pe toate posturile de televiziune locală. Din momentul acelui nu am mai spus domnul Mateișescu în seriu. Chiar biroul, datorită acuzelor de partidul în acel moment, a propus o excludere, eu fiind persoana care m-am opus, și asta cred că vă poate confirma și domnul Mateișescu. Părerea mea că dacă dorea să plece acum, nu are sens. Doar eu nu am mai activat 3 ani într-un partid, nu am mai venit, dar în schimb rămân în dat demisia cu zi înainte de a alege. Face parte din aceeași campanie de denigrare a PNL-ului și a mea personală. Legat de realizările pe care nu le-am susținut domnului Mateișescu, să nu uităm că și astăzi este consilier. Eu nu am văzut un proiect de hotărâre care să susțină proiectele dânsului din campanie. A fost vicepreședinte al Consiliului Județean. Un an de zile sau un an și jumătate. În rest a fost doar consilier, dar orice consilier, atât ca vicepreședinte, cât și ca și consilier puteai să susții proiectele, să depui proiecte de hotărâre. Să uităm că este o mare diferență între legislativ și executiv. Chit că vorbim de un executiv local. Consider deplasate aceste acuzații, în niciun caz nu aș fi putut, cum a susținut și propuneri de ale PD-ului și propuneri de ale PSD-ului, ca partid, atât timp cât au fost în interesul nostru al guvernului. Într-adevăr, în acești 4 ani au fost un pic mai tumultos și s-au făcut mai multe alianțe la Consiliul Județean. La un moment dat aveam 2 vicepreședinți, cu domnul Aurelian Podeanu și cu domnul Mateișescu. În urma unei negocieri chiar cu PSD-ul, parcă a trebuit să renunțe. Da, chiar cu schimbarea majorității în Consiliu și formarea unei alianțe cu PSD-ul, au fost înlocuit unii dintre cei doi vicepreședinți. Cel care a fost înlocuit a fost domnul Mateșescu. Din momentul acela s-a încheiat și legătura cu partidul. Aceste alianțe în Consiliul Județean sunt făcute în funcție de majoritățile politice. Deci nu se pune până la chestiuni de interes personal. Și aș vrea să mă întorc un pic la această demisie, să nu uităm că domnul Mateșescu este una din persoanele care l-a acuzat cel mai tare pe domnul Mocanu în campania din 2008, chiar de nu știu ce fraudă, nu mai țin minte exact, în licitația transportului comun județean. Au fost și niște plângeri penale, acum am văzut că îi mulțumește sau că îl felicită. În această campanie, domnul Mateișescu nu este decât un iepuraș al domnului Mocanu.